Sălăjenii care se consideră discriminați de către autoritatea administrației publice își vor putea adresa plângerile la avocatul poporului. Reprezentanții instituției vor acorda audiențe sălăjenilor miercuri începând cu ora 10 în clădirea prefecturii. Instituția prefectului județului Sălaj aduce la cunoștința populației faptul că în următoarele zile se pot înscrie în audiență la avocatul poporului. Audiențele vor avea loc miercuri 28 septembrie, începând cu ora 10, în biroul de relații cu publicul, sediul prefecturii. La aceste audiențe vor participa reprezentanții ai instituției Avocatul Poporului din cadrul biroului teritorial Cluj. Conform prevederilor legislative în vigoare, Avocatul Poporului soluționează petiții formulate de persoanele fizice lezate prin încălcarea drepturilor sau libertăților acestora de către autoritățile administrației publice. Situația în care o persoană s-a simțit discriminată este un exemplu ilustrativ, după cum explică și președintele Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Sălaj, Ștefan Ștef. Se pot adresa instituției Avocatului Poporului orice persoană fizică, societăți comerciale, persoane juridice, asociații care consideră că le-au fost încărcate drepturile sau restrânse anumite libertăți. În principal, cam toată lumea se poate adresa acestei instituții, Avocatului Poporului, chiar și persoanele aflate în stare de arest, persoane lipsite de libertate și chiar militari. La fel pentru situații în care consideră că le-au fost încălcate anumite drepturi sau restrânse anumite libertăți, în aceste situații speciale, exceptându-se acele restrângeri de libertăți care se datorează condiții pe care au la momentul respectiv, adică sunt arestate sau o calitate specială, cea de militar. Totodată este important de menționat că petiția poate fi adresată Avocatului Poporului numai dacă încălcarea dreptului a fost comisă de către o autoritate a administrației publice. Dacă o persoană fizică sau o persoană juridică alta decât cele din sfera administrației publice încalcă dreptul persoanei sau grupului, petiția trebuie adresată celorlalte autorități competente. Petițiile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de timbru. Ele trebuie să se facă înscris și să indice numele și domiciliul fiecărei persoane fizice lezate în drepturile și libertățile acesteia, drepturile și libertățile încălcate, precum și autoritatea administrativă, ori funcționarea public în cauză. Termenul de sesizare a Avocatului Poporului este de cel mult un an de la data la care s-au produs încălcările drepturilor și libertăților, ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoștință de ele. Deși Avocatul Poporului poate emite numai recomandări despre măsurile care trebuie luate, în situații de discriminare, legea prevede obligația autorităților publice de a lua mijloacele necesare în raport cu toate constatările Avocatului Poporului. În același timp, Avocatul Poporului are obligația să informeze persoanele care îi se adresează cu privire la modul de soluționare al petițiilor. Prin urmare, sălăjenii care au fost discriminați de o autoritate a administrației publice au posibilitatea să se înscrie la audiențe la numărul de telefon al instituției prefectului 0260-615-450, interior 29033 sau personal la biroul de relații cu publicul.